Explozia prețurilor lovește și în sport. Conducerea Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu prevede probleme în viitorul apropiat generate de majorarea în lanț a tarifelor. Cele mai mari diferențe pe care bugetul aprobat la începutul anului nu le poate acoperi sunt la cazări și la masa sportivilor. Deocamdată le-am acoperit. Anul acesta nu o să avem probleme. Ne-am încadrat în buget, dar da, într-adevăr o să fie probleme pe viitor, toate cluburile se plâng, pentru că am preconizat anumite prețuri la cazări și la masă, toate hotelurile au mai scumpit prețurile, dar ne încadrăm, suntem ok, negociem mai dur și noi și atunci anul acesta o să ne încadrăm. Vedem unde o să ajungem, pentru că toate vin în val, toate scumpirile, motorină, cazări, masă și atunci toate cluburile au o problemă numai CSM Târgu Jiu. Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu are echipe de handbal, basket și începând din acest an, fotbal.